casa. Recuerdenme. Frații mei, iertați-mă, eu am fost duminica trecută după amiază aici și cei care ați fost statului prezenți, vă mai aduceți aminte că am trecut după aici. Dar părintele a fost ocupat și eu am fost duminica trecută și am ținut vorbire. Acum nu pentru mine am venit, am venit pentru părintele Iustinian cu atâta drag când am venit, când am auzit că vine aici unde am fost și o săptămână trecută, pentru că odată cu întâlnirea aceasta, cu mine împreună sunt noi ani de amintiri. Și dacă aș sta să vă povestesc acum, ne prinde dimineața. Și de aceea încerc iertare. Nu mai spun decât două cuvinte, poate, că am venit împreună cu frații mei mai tineri, părintele Adrian și părintele Diacon Mihail, cu tot dragul, fiindcă cei doi frații mei mai mici sunt atât de legați de Muntele Atos, încât când lipsesc de la biserică, unde credeți că sunt? La Sfântul Munte. Și viața lor, în toată ce face ca slujire, caută să se orienteze după viața Sfântului Munte Apă. Așa că, Părinte, să știți că ei aici sunt cu dragostea care o au pentru întregul Munte Apă și mai ales pentru Schitul Prodrom. Iar eu când am venit aici, am venit cu o mulțime de amintiri după mine și pe care le retrăiesc aici lângă Părintele Iustinian, fiindcă a trăit atât de mult cu cei doi corifei ai vieții duhovnicești pe care îi descrie în această carte Părintele Arsenie Papacioc și Părintele Petroniu Tenat. Amândoi foarte legat de viața și cu 2, 3 ani, 4, 5 ani înainte la televizor s-a dat un film în 4 episoade, o convorbire mai lungă cu Părintele Arsenie Papacioc, care întâmplător face să fi fost primar în orașul unde a fost socrul meu preot. Și în felul acesta am avut o cheie cu care am intrat mai ușor la Părintele Arsenie Papacioc. Și mai mult decât atât, am fost coleg și foarte apropiat cu un alt preot, mitropolit Antonie Plumădeală, cu care Părintele Arsenie Papacioc au fost colegi de mănăstire și de viață în același timp și istoriseam multe din aspectele vieților. Iar cu Părintele Petroniu Tenat, mă leagă atât de frumoase amintiri, fiindcă am fost colegi de facultate și faptul că Părintele Iustinian ne vorbește în seara aceasta și despre Părintele Petroniu, eu am venit anume ca să retrăiesc clipe din acele frumoase amintiri, fiindcă Părintele Petroniu era un an înaintea mea la facultate, dar făceam cursurile împreună, anul meu și cu anul din sud. Și eram foarte apropiat. Și mai mult decât atât, am fost colegi de serie de licențe. Părintele Petroniu și-a dat un an după ce a terminat facultatea, când am dat și eu. Și mi-am dus viața împreună în multe împrejurări. Iar cea mai apropiată este o mărturisire pe care o fac când am trăit niște clipe dureroase pentru viața mea. Și nevastă mea, pentru noi preoții de din soțiile au un rol deosebit de mare. Și când am văzut că sunt atât de zbuciumat, au uneltit cu alți prieteni și m-au trimis la Muntele Atos.
te duci la Părintele Petroniu și te sfătuiești cu Dumnezeu. Și am ajuns la Muntele Atos și întâi am pierduit la o chimie la Schitul Lac. Și acolo era cu mine un fiu. Nevastă mi-a spus să ai grijă să nu se întâmple ceva. Și iertați-mă că vă spun, m-am dus să mă spăl și mă bărbiresc. Și când am ieșit din camera de baie, pe fiul meu l-am găsit cu spatele lângă ușă. Păi ce faci aici? Ce pe stau să aude acuma că cădeți pe jos. Ca așa înțelese porunca de la nevastă. Și când am ajuns după două zile la Părintele Petroniu, când îl vedeți și aici, și fiul ăsta al meu a publicat de lumea credinței o mică poză de atunci, vedeți, că era adunat de spatele bătrâneții și se sprijinea pe un bolț cu bățile de corn, de corn, își țin minte că era. Și când am început să-i spun de ce am venit așa lăcărit, acolo răspunsul Părintele Petroniu, care era un suflet cald, bun, așa înțelegător pentru fiecare. Închipuiți-vă că acest părinte deosebit, care avea sub ascultare, nu știu câți călugări erau atunci, dar erau destui, care a înnoit viața Schitului de la Prodromul, iar Părintele Iustinian a fost, să zicem, poate mai mult decât mâna dreaptă și jumătate din stânga. Adică tot ce au realizat acolo, le-a realizat sub conducerea Părintele Petroniu, dar prin lucrarea Părintele Iustinian. Și Părintele Petroniu, după ce m-a ascultat, mi-a zis, zice, vezi bățul ăsta? Ci din lemn de corn. Știi ce înseamnă asta? E un lemn foarte rezistent. Ei zice, nu te duci de la Atos până nu rup bățul ăsta de tine. Și să-mi iasă toate gândurile rele din care mă bântuiau și mă chinuiau. Și m-am întors acasă, liniștit, dar cu frică, nu cumva să vină Părintele Petroniu cu bățul. Și când m-am întors după ani, m-am dus în cimitir. Și era Părintele Haralam acolo atunci și Clement. Și am intrat în cimitir să-i aduc omagiu Părintele Petroniu și l-am văzut singur acolo într-un cimitir destul de frumos ca aranjat. Și atunci eu m-am speriat, nu știu cum îi rânduiau. Zic, da, n-au mai mult alți călugări nici înainte, nici după aia. Și ba da, da, unde sunt? Și mi-a arătat talentul, era grobnița, o soară, că în lumea călugărească nu stau prea mult în pământ, ci dezroapă, îi curăță osemintele și le pun în o soară. Și acolo rămân numai cei care își așteaptă perioada. Și în felul acesta sunt aici împreună cu Părintele Iustinian și împreună cu frățiile voastre, eu trăind toate aceste amintiri cu atâta drag ca și de întâlnirea cu Părintele Iustinian, cu a cărui frate, tot călugăr, a fost duhovnicul mănăstirii de la Zamfira și am fost foarte apropiat și am scris și eu două cărțuri și le-am dat Părintele, una cu amintirea Părintele Petroniu și alta cu amintirea Părintele Gabriel, ca să fie și împreună cu noi la ce că suntem în această bucurie duhovnicească. Să vă ajute Dumnezeu să vă auzim, Părinte. Înainte de a ia cuvântul pentru Iustinian Stoica,